aflăm în comuna Stoienești, județul Giurgiu. Am o exploatație de aproape 500 de hectare, 300 de hectare păioase, restul de 200 pentru prășitoare. Am luat irisul, grâu iris, am mers pe bază pentru că în primii ani eu cumpăram bază și îmi făceam, îmi pregăteam toate semințele pentru mine. Am luat bază, cantitate mai mică în prima fază și în acest moment am undeva la 120 de hectare semănate cu grâu iris. 60 de hectare sunt semănate după floarea soarelui și încă 60 după rapiță. Am dat un disc greu în ambele tarlale. Am avut noroc că a venit puțină ploaie, discul greu mergând undeva la 20 de centimetri. Am avut câteva picături de ploaie undeva prin sfârșitul lunii august, după care am venit cu două treceri de tera disc. Unul pentru mărunțirea resturilor vegetale și al doilea pentru vărmizare și obținerea unui pat germinativ de o bună calitate. A fost semănat în condiții excelente, pot să spun. Eu am hotărât să îl semăn printre ultimile, având în vedere că el înfrățește în primăvară. Practic, a zis, măi, nu prea are de ce să-l grăbesc, să-l pun primul. Am avut întestări independente în rețeaua PPR și am avut grâul Iris la Caracal în testare, a făcut fără irigat peste 11 tone. Ceea ce este important este că față de următorul, pe cine a fost pe locul 2, el a făcut cu 19% mai mult. În cifre absolute asta înseamnă 2 tone mai mult. Deci este clar că pe acea zonă este un grâu foarte bun. El a fost creat astfel încât să poată să corespundă unor nevoi multiple. El are și o producție mare, dar în același timp, cu o tehnologie adecvată, el poate să ajungă să aibă calitățile de panificație.